Aparițiile Maicii Domnului de la Medjugorje, care au început în urmă cu mai mult de 40 de ani și continuă în ziua de azi, au marcat profund viețile a zeci de milioane de pelerini, dar și a multor altor oameni care, deși nu au ajuns niciodată în această mică localitate din Bosnia-Herțegovina, s-au hotărât să trăiască mesajele Mariei acolo unde sunt, în toate colțurile lumii. Între 1984 și 1987, timp de 3 ani, Fecioara Maria a dat așa numitele mesaje pentru parohie, în fiecare zi de joi. Apoi a făgăduit că va da mesaje pentru lumea întreagă, însă o dată pe lună, în ziua de 25, așa cum continuă până în prezent. Mesajele pentru parohie au fost o școală a credinței pentru locuitorii din Medjugorje, dar, cum au spus preoții parohi din acea perioadă, parohia Maicii Domnului este oriunde se trăiesc mesajele ei. Catehezele de atunci, ale părinților Slavko și Tomislav, pe baza mesajelor pentru parohie, s-au păstrat, astfel încât pot fi hrană spirituală și pentru noi în ziua de azi. Continuăm cu mesajele despre rugăciune. În mesajul din 28 martie 1985, Sfânta Fecioară a spus: în rugăciune veți simți o bucurie profundă și veți afla soluția pentru orice situație dificilă. Am spus deja că rugăciunea este o întâlnire cu Domnul care ne vorbește, ne luminează, ne mântuiește. Dumnezeu ni s-a prezentat ca Tatăl care ne iubește, iar Iisus Hristos este fratele nostru, prietenul nostru. Iată de ce, când ne întâlnim cu Domnul, ar trebui să avem o adâncă bucurie. Însă multă lume se roagă, dar nu simte această bucurie, această pace profundă. De ce? Trebuie să recunoaștem. Pentru că nu se roagă cum trebuie. Nu ajung să se întâlnească cu Dumnezeu. Ca să simțim bucuria întâlnirii cu un prieten, trebuie să ne facem timp pentru a sta împreună cu el, a-l asculta. Și apoi e nevoie de un loc de întâlnire, cum ar fi un colțișor liniștit din casa noastră. Odată găsit locul și timpul, vom face în așa fel încât nici telefonul să nu ne deranjeze. Vom spune: această jumătate de oră este numai pentru rugăciune. În aceste condiții concrete putem aprofunda rugăciunea și zi după zi vom simți o dispoziție anume ca să ne rugăm. Dacă dorim să simțim pacea și bucuria profundă, trebuie să acceptăm și mijloacele care duc la ele. Un alt lucru, să ne obișnuim să ne rugăm. Voi spuneți: pofta vine mâncând, iar eu vă spun: rugăciunea vine rugându-vă. Dacă nu știu să mă rog cum se ruga Sfântul Francisc, nu înseamnă că nu trebuie să încep a mă ruga. Acesta este drumul pe care Maica Domnului ne cere să-l facem. La început, ea a cerut doar câteva rugăciuni, dar de anul trecut ne-a spus să facem rozariul întreg, zilnic. Rozariul este o rugăciune repetitivă, dar și ritmică, meditativă și biblică. Puteți să le recitați în familie, chiar și cu copiii.
pot interveni unele schimbări de ritm, o scurtă tăcere, un cântec, o invocație, o rugăciune spontană și apoi următoarea decadă. Sau, dacă reușiți asemenea Sfântului Francisc, să repetați o noapte întreagă doar rugăciunea Tatăl nostru, pendelete, fiecare cuvânt, până când dulceața acestei rugi vă pătrunde în inimă, iată, chiar dacă nu ați spus măcar o dată Bucură-te, Marie, voi ați urmat, de fapt, dorința Maicii Domnului. Nu e vorba de a spune 150 de Bucură-te, Marie, ci de a ajunge să ne rugăm cu inima, iar acest lucru se învață încet, încet, pas cu pas, în fiecare zi. Când ați avut o zi obositoare, stresantă, e clar că rugăciunea nu poate fi ca în ziua în care sunteți odihniți, dar rugați-vă așa cum puteți. Rugăciunea este expresia sufletului nostru, în care vor crește treptat bucuria, iubirea, împăcarea. Însă trebuie să continuați zilnic. Doar rugându-vă mereu, veți simți bucuria profundă. Așa cum Sfânta Fecioară are multă răbdare cu noi, și noi trebuie să fim răbdători cu noi înșine și cu ceilalți. Mulți credincioși mi-au spus: acum ne găsim mai ușor timp să facem rozariul întreg decât la început, când spuneam într-o zi doar crezul și 7 Tatăl nostru. Maica Sfântă ne conduce pas cu pas, dar dorește să ne străduim pentru binele nostru și al celorlalți. Ea face totul ca o mamă, cu simplitate și smerenie. Vizionarii spun că evenimentele anunțate de Sfânta Fecioară se apropie, dar ea vorbește despre ele fără îngrijorare, căci fiecare pas al nostru ne duce mai aproape de Tatăl, de fericire. Mulți sunt preocupați cum să ajungă la țelul final, dar uită să facă pașii necesari. De la poalele muntelui nu poți vedea orașul care este dincolo de munte. Trebuie să urci până în vârf ca să vezi apoi orașul. În rugăciune, în viața spirituală, este la fel. Pornești la drum și după fiecare pas, Dumnezeu îți deschide mai mult calea, îți lărgește orizontul. După alți doi pași, orizontul se lărgește și mai mult. A cere darul rugăciunii înseamnă a te ruga, a merge pe calea rugăciunii. În acest mesaj din 28 martie 1985, Sfânta Fecioară ne-a mai spus că prin rugăciune vom afla soluția chiar și pentru cele mai dificile situații. Iată, aici, în parohie, de aproape 4 ani de când primim mesajele, a trebuit să înfruntăm greutăți de necrezut, pentru că diavolul a încercat dintotdeauna să distrugă planurile lui Dumnezeu. Ne-am rugat, așa cum ne-a cerut Maica Domnului, și în ciuda tuturor greutăților, mesajele au continuat să miște inimile tuturor și să se răspândească. În 18 aprilie, Sfânta Fecioară ne-a spus: în toate rugăciunile, cereți deschiderea inimilor prizoniere ale păcatului. Eu doresc aceasta. Dumnezeu vrea să împlinească acest lucru prin mine.
Maica Sfântă ne cheamă la rugăciunea pentru oamenii care sunt înlănțuiți de păcate. Este foarte important ce spune în continuare: Dumnezeu vrea să împlinească acest lucru prin mine. Știți că după Conciliul Vatican II, Maria a fost pusă din nou în inima bisericii. Reînnoirea bisericii va veni prin mijlocirea Mariei. Sfânta Fecioară a fost prima purtătoare aleasă a Duhului Sfânt pentru a-L zămisli pe Iisus. De aceea este Maica Bisericii. A fost prima biserică, prima care a crezut în Iisus. Iudeii credeau într-un Mesia ce urma să vină. Maria a crezut în Iisus de la început. Iar acolo unde există credința în Iisus, este biserica. La picioarele crucii, Maria a fost cu adevărat Maica Bisericii și a noastră, a tuturor. Iată, reînnoirea Bisericii va veni, teologic vorbind, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, care ne cheamă să ne deschidem inimile, dar să ne rugăm și pentru deschiderea inimilor celorlalți. Țineți minte, la o lună și jumătate de la începerea aparițiilor, parohul a fost închis, iar ceilalți preoți și surorile din parohie au fost încercuiți. La fel biserica, înconjurată cu un cordon. Nu se putea face nimic. Poporul lui Dumnezeu venea și se ruga în jurul cordonului, în afara bisericii închise. Apoi, biserica a fost din nou deschisă. Iată puterea rugăciunii. Trebuie să ne facem cu toții datoria, eu, tu, dacă dorim reînnoirea bisericii. Papa, episcopii și preoții pot sluji atunci când poporul lui Dumnezeu se pune în mișcare, când se deschid inimile. Fiecare dintre noi este foarte important. Avem așadar un program pentru toată viața. Zilnic, aici se primesc multe haruri, dar cele mai mari nu sunt minunile sau vindecările fizice, ci vindecările sufletești, ale inimilor. Maica Domnului se bucură pentru fiecare fiu sau fiică a sa care își află pacea, stinge conflictele. Și ea suferă când copiii ei se ceartă, nu se iubesc. De aceea dorește să ne deschidem, să ne cultivăm inimile. Trebuie să smulgem din rădăcină tot răul din inima noastră. Aceasta ne cere Sfânta Fecioară. Iar voi știți cum trebuie cultivată o grădină, florile, plantele, pentru a da roade, cu multă, multă răbdare. Dacă o plantă rămâne închisă, nu se deschide la soare, nu va da roade. La fel, dacă acela ce lucrează grădina nu smulge buruienile care sufocă plantele, toamna nu va avea roade. Trebuie deci să lucrăm în adâncul inimii noastre. În 11 aprilie 1985, Maica Domnului a spus: Rugați-vă Duhului Sfânt, mai ales ca să fiți luminați de El. Trebuie să ne rugăm Duhului Sfânt ca să se coboare lumina din ceruri peste lume. Mulți creștini
fac o mare greșeală. În timpul postului mare se roagă un pic mai mult, postesc, dar se opresc în ziua învierii. În schimb, ar trebui să continue să trăiască timp de alte 40 sau 50 de zile învierea lui Iisus în sufletele lor. Acesta este sensul timpului pascal. Iisus a venit pe pământ și după moartea sa a înviat ca să putem trăi și noi învierea noastră. La Rusalii, apostolii au înviat prin puterea Duhului Sfânt, s-au transformat. Așadar, zilele după înviere trebuie trăite la fel de intens ca postul Paștelui, dar într-o bucurie, laudă, înflorirea vieții spirituale. Fiecare rugăciune trebuie să fie mereu nouă, să exprime viața noastră, ce este în sufletul nostru. Sfânta Fecioară și-a început mesajul din 16 mai 1985 cu aceste cuvinte. Dragi copii, vă chem la o rugăciune mai activă. Ce înseamnă o rugăciune mai activă pentru voi, pentru noi toți? Cum se desfășoară în familii rugăciunea? Este mereu mama cea care ne îndeamnă, ne împinge de la spate? Trebuie să fim cu toții mai activi. Dacă unul pregătește textul din Biblie, altul ar putea conduce invocațiile. Un altul ar citi din mesaje, iar altcineva ar începe rugăciunea rozariului. Dacă același membru al familiei, mama sau tatăl, organizează mereu rugăciunea, există pericolul să obosească. Aceasta în ce privește organizarea rugăciunii. Dar există și partea interioară. Când ne rugăm cu inima, nu ne plictisim. Și apoi, ca rugăciunea să fie mai activă, nu trebuie să o facem doar când suntem deja obosiți sau nu avem altceva de făcut. Trebuie găsit timp în cursul zilei, când putem fi mai atenți, mai activi. Aceea va fi o rugăciune care tămăduiește sufletul, nu un lucru mecanic. Atenție așadar, cu cât ne deschidem mai mult inimile, cu atât vom primi mai mult, căci Dumnezeu aceasta dorește. Să-și reverse harurile asupra noastră, fiii săi iubiți.